Adică vă exploatez varianta că numărul de monezi este același. Și simt că vor fi de patru, de patru de fiecare. Deci am anticipat, dacă vrei, numărul de monezi de fiecare tip după acest 4131. Dacă 131 nu putea avea descompunere, ar fi mai fost scris ca fiind, știu, 2 ori ceva, 3 ori ceva, atunci problema ar fi fost un pic mai dificilă. Pentru că urma o selecție foarte dură. Vedeam, dacă și acesta se descompunea, dacă aveam cu ce acoperi ce rezulta. Sigur că în compunerea problemei, tocmai de aici mergem înapoi. Dacă vrei să o facem mai dificilă, în loc de 131 ca număr prim, putem folosi, hai să spunem, 3 ori, 3, deci să o facem mai dificilă, suma pe care o folosesc, să spunem 2 ori 3 ori 131. 2 ori 3 ori 131, deci 6 ori 131, asta înseamnă 6 ori 1, 6, 6 ori 3, 18, 6 ori 6 și 1, 7. 786 de bani. Deci în clipa în care am modificat problema cu 786 de bani, folosesc numărul ăsta prim, pot să folosesc pe ăsta sau alt număr prim, dar acum, dragilor, acum problema devine spectaculoasă. Deci devine spectaculoasă pentru că am variante de la 2, de 2 ori, să văd dacă acopăr pe 393. Deci 2 ori 393. M-am variante 3 ori 261, 262. Aș mai avea 6 ori 131. Deci, când înmulțesc suma totală cu 2, cu 3, trebuie să acopăr pe 392, 3, pe 262 și pe 131. Deci, devin problemele mult mai dificile, mai interesante. Să vedem acolo dacă găsim așa variante. Sigur, frumusețea problemei este din ce în ce mai mare, pentru că începem să intrăm mai în adânc, mai în profunzimea problemei. Ea nu a fost făcută la întâmplare, este o problemă de un grad de dificultate foarte bun, foarte mare, să zic așa, dar care, sigur, la nivelul clasei a patra, ea presupune o analiză foarte atentă, dar esențial este să comunicăm copiilor cum pot ei să gândească o astfel de problemă. Cum trebuie să îndrăznească. Nu simpla soluție. Că simpla soluție a problemei era de punct de vedere de pe poziția adultului. Da? De pe poziția adultului. Dar și pentru adult este problema dificilă. Dar cum pe el să-l putem ține aproape de noi, să îndrăznească și data viitoare la o astfel de problemă. Este lucru esențial. Și mai mult, după ce am îndrăznit și după ce am văzut chestiile astea, să poată să încerce să compună și el, chiar pe modelul acesta, folosind scheletul problemei acestea și alte probleme. Și vă spuneam că am să generez câte 4 din cele 15 variante și una din ele, sigur, va da 131. Dar sigur, nu cap pe discuții. Varianta aceea care am găsit-o și noi. Va da 131. Iată cum vă propun să generați. Este esențial ce vă propun. La nivelul clasei a patra, cum generăm cele 15, așa am spus, 15 variante, rămâne un lucru spectaculos. Deci, varianta 1. Varianta 1, și aici am să fac o acoladă, îmi vine mai greu să generez varianta cu 4. Am să generez varianta cu 2. Deci, luând câte 2 din toate astea, atenție, foarte tare ce vă spun acum, luând câte 2 din ele, rămân celelalte 4. Deci, în loc să mă gândesc la epuizarea câte 4, lucru care devine mai dificil,
am să fac un artificiu în gândirea mea și am să zic, hai să generez variantele de câte două. Și variantele de câte două le pune pe prima, pe prima poziție și anume, e vorba de 1 și 5, o variantă, și imediat de desubt, de la sub, apare varianta care rămâne de la 1 și 5. Adică varianta 10, 10, 25, 50 și 100. Nu mă pot, nu pot vorbea acum. Eu sunt într-o lecție de matematică. Te sună mai târziu. Da? Bine. Mersi. Deci, varianta 1,5. A doua, dragilor. A doua variantă în care păstrez pe 1 și alerg modificând cifra a doua. Deci vine cât? 1, 10. Deci ce de după ea? Și ce rămâne? Ce rămâne, voi vedea de desubt. Dacă și pe 1 înseamnă 5, 25, 50 și 100. Inclusiv mie, ca adult, îmi vine mult mai ușor să fac varianta asta. Pe urmă, generez varianta a treia. 1, deci pe 1 l-am păstrat pe prima poziție. Hai să-l vedeți ca să-ți înțeleagă bine. Unul păstrez, unul păstrez și vine acum cine? 25-ul și, și apare de desubt ca și cum aș renunța la 1 și la 25, 50, 50, 50 și 100. Asta e generarea 1,5, 1,25 și 1. Să mă duc mai departe. Simt că astea sunt cele mai multe. Și am să scriu pe prima linie. Așa. Deci, nu mă pot abține să nu continui pe ideea asta, că este spectaculoasă și așa asta e. Este ca tehnică de numărare. Modul de numărare la nivelul clasei a 4-a, este spectaculos să văd așa. Deci, acum, 1. Deci, 1. 1 și 50. 1, 50. Acum, în dreapta, dacă ai văzut dreapta, ca să-mi cap. 1 și 50. Și ceea ce apare în urma eliminării 1 și 50, îi 1, 5, așa. 5, 10, 25 și 100. Și în sfârșit, 1 și 100, lui 1 și 100, 1 și 100, că l-am păstrat pe 1, l-am pus în felul ăsta, pe 1 fix. Așa. Și dedesubt, iată ce îmi generează, e vorba de mulțimea aceasta. 5, 10, 25 și 50. Deci, ați văzut ce am făcut. Am ținut pe 1 și am alergat pe cel de pe locul 2. Acum, ce credeți voi face? Voi ține în varianta asta 2-a. Voi ține pe cine fix? Pe 5 îi voi ține, dragilor, 5-ul fix. Hai să-l pun cu alte culoare, albastru. Că mă interesează să înțelegeți bine fenomenul. Voi ține pe 5 fix. 5-ul este fix. Și alerg cifra de după el. După 5 urmează 10. Deci 10. 10. Și dedesubt pun variantele care a celor patru cifre. Deci 1, 25, 1, 25, 50 și 100. Apoi voi vedea 5,
5 și 25, 50, 5, 25, da. 5, 25 și de desubt să pune cât mi-a rămas. 1, 10, 50 și 100. Urmează să văd varianta 5, 50, 50 și dedesubt. E vorba de 1, 5, 1, 10, 25 și 100. Așa, urmează varianta 5, 5 și respectiv 100. Și ce rămân? Rămân cele 4, mulțimea formată din elementele 1, 10, 1, 10, 1, 10, 25, 1, 1, 10, 25 și respectiv 50. Iată, numărul lor începe să scadă. Aici am obținut, cred că, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci numărul total al variantelor generate este 5. Acum, aici am cred că am obținut 4. Bună simt așa îmi spunem, nu mai număr, 4 sunt. Acum, la varianta 3, în care voi ține pe locul întâi pe 10, deci pe locul întâi țin pe 10 și cifra a doua o alerg de 10 cu 25. Hai să scriu așa. Apoi, să scriu de suprimerea. Ce generez? Ce îmi rămâne? 1, 5, 50 și 100. Apoi, tot pe locul întâi voi păstra pe 10, de care am și vorbit, și 50 va fi următorul. Generez, iată aici, 1, 5, 25 și 100. Și în sfârșit, cred că e ultimul, aici, pe linia asta, în varianta de aici, cu 10, 10 și 100, care îmi lasă deoparte mulțimea pe care mă interesează pe mine. 1, 5, 10, 1, 5, 25 și 50. Sunt 3, cum era de așteptat. Deci 100 aici, ca să fie aceea 100. Sunt 3 aici, de data asta. Și în sfârșit, acum, varianta 4, care înseamnă să țin pe locul întâi cifra 25. Deci, varianta 25 și 25, 50 și ce am de desubt că 1, 5, 10 și 100. Apoi, varianta încă una 25, deci varianta 25 pe locul întâi și 100, 100, 100 și ce îmi rămâne? Îmi rămâne foarte repede 1, 5, 10, 50 și am acum două variante și în sfârșit
Și varianta 5, varianta 5, care înseamnă să mă duc la ultimele două, 50, să le iau de bază, cum s-ar zice, 50 și respectiv 100, că atât alegi după el. Și ceea ce urmează ce rămâne, e 1, 5, 10, 25. Iată, dragilor, sunt aici din nou una. Deci numărul de variante e acesta. 1 plus 2 plus 3 plus 4 și plus 5, care e egal cu 15, cred că face. Da. Da? Egal cu 15. 15 variante. Din toate cele 15 variante, de când ne face sumele, este spectaculos aici. Mi-a venit mai ușor pe ele două să le construiesc. Deci, câte două luni din șase și ca patru să rămână prin diferență. Complementarietate, să spunem, la mulțimi. Și astfel am văzut pe toate. Vă las pe voi să faceți sumele lor, să vedeți că aveți de fiecare dată o nouă problemă, modificând aici, în loc de 5,24... Da, acolo variantă, rezultatul problemei. Așa, dar să încercăm pentru problema aceasta. Da, corect. Deci să punctăm foarte clar, foarte clar, varianta 1, 5, 10 dar și... varianta 3 a doua. Ba, asta, nu? Nu, cealaltă. Varianta 3 a doua. Aici este 1, 5, 2, 5, 100, da? Corect. Deci, cu ce să o punctăm noi ca să... Mergem, așa. Varianta răspuns. Asta e varianta răspuns din cele 15 pe care le aveți. Și asta dacă ar face asta. Și așa asta, și așa asta. Redactarea așa asta. Eu am făcut-o căcăită așa în lent. Dar un copil cu viteză la locuri, dacă i-a venit în minte să genereze toate variantele, are toată vorbăria aceea dinaintea noastră. Toată vorbăria este acoperită aici. Pică. Dacă vreți, asta ar fi metoda a doua. Aș putea să spun de ține spătătoare, da? Metoda a doua. Nu, tot atât din, sau dacă vreți, spectaculoasă și asta. Spectaculoasă, generalând. Dar, dragilor, vă mărturisesc. Nu mi-ar fi venit ideea asta să generez pe toate, dacă nu m-aș fi ocupat de generarea câte una. Deci de acolo mi-a venit în minte să încerc chestia asta. General de câte două. Nu, câte patru aș fi vrut, dar mi-a venit greu. Mă doresc, de patru mi-a venit greu. Și atunci m-am gândit la generarea câte două. Sigur, pentru a ce înseamnă, dragi, hai să spunem pe cealaltă. Combinări de șase luate câte patru, care cal combinări de șase luate câte două. Pentru noi adulții, pentru cei care au făcut clasa 10, așa, asta înseamnă. Și în loc de combinări de 6 luate 2, de 4, la combinări de 6 luate 2. Care fac, sigur, fac 15. Dar nu poți copilul să spui cu combinări, să dai cu factoriale, să faci... Nu. Ci trebuie să faci cu el așa fel încât el să înțeleagă. El cum mă bucur eu acum în clipa asta, când mi-a venit în minte și ideea de aici, tot așa trebuie să transmite lui bucuria aceea ca descoperit el. Nu mai sugerăm. Eu m-am dus aici, sigur, așa, pentru frumusețea problemei și pentru că aici se ascunde metoda a doua prin care nu are nimic de comentat. Deci orice corector rămâne entuziasmat când a văzut toate aceste generate și când le-a luat și le-a spus varianta care îi convine, se oprește foarte ușor la varianta aceea. El le spune rapid pe 50%. Deci toate aceste variante pică rapid. Rapid că el trebuia să genereze 131. Vă amintiți acolo. Și atunci se duce pe... Era important să le genereze pe toate, pentru unicitate. Sigur că și cealaltă observație a noastră este foarte puternică, foarte interesantă, că și acolo, tot așa, am zis că suta aceea o luăm obligatoriu pentru 131, pentru că cine rămâne de mult nu se putea face nicio clipă. Și pe urmă a rămas din submulțimea aceea de 5 să aleg pe cele 3 și s-a eliminat
la un moment dat, nu știu cine am văzut, mă, se elimină, nu mai rețin foarte bine, dar pentru trei din acestea să facă 31, unul e obligatoriu, da, și mi-a rămas 4 și din 4 se iau pe 3. 4 se iau pe 2 din ele. Deci și acolo, prin observații de acestea, te duci la țintă. Deci în prima metodă, eu insist, îmi place foarte tare și metoda aceea, care zice 4 și 31, dar vă las, după ce vedeți filmul acesta, vă las pe voi toți cei care veți viziona să compuneți problemele cele mai interesante pe scheletul acesta. Eu discuția am purtat-o cât s-a putut de larg pentru a vă oferi vouă teren și să veniți cu probleme propuse. Mario, te aștept cu variante de probleme pe care să le copii și le pui, să mi le pui pe internet. Așa cum ați obișnuit voi că atunci când ați descoperit o problemă frumoasă, mi-aș și comunicat, mi-aș și scris problema aceea. Deci, pe scheletul acesta, dacă vreți, putem să imaginăm și altceva. Aici când le-am adunat, nu toate egale. Eu aș spune așa. Vedeți, fiecare variantă are o anumită ordine a numerelor. Adică este la mic la mare. Nu există vreo variantă care să n-am descrierea asta a celor patru, de la mic la mare. Și eu aș spune așa. Moleze de tipul 1, de tipul cel mai mic 1, iar și pe urmă 2 de locul 2, 3 de locul 3 și 4 de locul 4. Nemai fiind egale. Nemai fiind egale, dragilor, problema se complică formidabil mult. Da? Deci dacă aici suma o acoperă una de aici, 2 de asta, 3 de acestea și 4 de acestea, da? Atunci problema devine dificilă. Nu un număr egal. Autorul care a zis un număr egal a avut în vedere varianta asta de scoatere în factor comun, adică de împărțire la 4, care a rămas acoperit doar pe 131 folosind câte o monedă. Deci el a fost drăguț, dar de fiecare dată m-am spus, de la o simplă problemă, că ne duce mai adânc, mai profund, putem gândi probleme din ce în ce mai interesante. Așa asta e matematica. Nu simpla rezolvare. Matematica înseamnă că dintr-o problemă se duce o altă problemă. Asta fac propunătorii de subiecte. Pleacă la o problemă și o desțelenesc, pătrund în mintea autorului. Noi l-am pătruns în mintea autorului, acum l-am desfăcut, cum să spun. Am citit toate gândurile, toate ideile. El a plecat cu chestia asta, am înțeles de ce. Și am organizat și chiar monezele, ca să acopere pe 131. Deci el a avut o șmecherie foarte importantă. Întâi a acoperit pe 131, care e număr prim. Și pe urmă, când azi moneze egale, același număr de moneze a mulțit cu 4. Putea să mulțească cu 3, dragilor, și dădea altă sumă. Și cu 7, și dădea altă sumă. Deci număr prim, foarte important, număr prim ca să ducă descompunerea multiplul de un număr prim. Hai să zicem multiplul de un număr prim. De ce? De ce număr prim? Ca să nu ne ducem în dificultatea asta mare, că am arătat o dificultate. Când am mai mulți divizori, ai variantele aceleași. Din toate variantele trebuie să vezi pe acela care îți oferă șansă. Pentru ușurință. Pentru ușurință și pentru faptul că el îi vine de acolo să mulțească cu un număr de 4, ați vrut el ca să acopere pe 524, dar vrut el mulțit pe 131 ăsta cu 5, cu 7. Însă, 131 trebuie să fie acoperit într-o variantă pe care ți-o propui tu cu monezile acestea. Deci, vedeți, el a mers invers. Deci, n-a zis monez, sau știu, cu numere de altă natură. Să o repet, nu știu dacă există monedă de un singur ban sau în America, un cent. Da? Există. 5 cenți, 10 cenți, așa, cum e în America. Deci, concluzia este așa. După ce am desecat bine problema, am pătrus în interiorul ei. Ana, vreau să faci un film în engleză dar la școală tu te vei duce după ce înțelegi problema asta. Colegii tăi vor fi uimiți cu cât de bine ai văzut și le poți arăta. Ăsta e filmul. Dacă îl faci și în engleză, când explici tu așa cum faci, le spui tu, uitați-vă pe filmulețul pe care l-am făcut eu, după explicațiile lui Google. Nu e nicio chestie care
să-ți fie jenă. Deci așa asta este varianta în care trebuie să gândim. Deci nu ne lăsăm de o rezolvare. Dar cei care sunt adulți, în afară de faptul că obligația lor este să facă asta, să desece problema, să o desțelenească, să poată să ajungă la copil, să-l implice total în problemă. El să vină cu inițiative. Ce ar fi să modific numărul ăsta prim? Ce ar fi să modific pe 4? Îmi vedea altă problemă. Deci obișnuiți să gândească independent și să propună. Creatori. Deci asta este. Partea cea mai importantă pe care matematica ți-o oferă este aceea de creativitate, de inventivitate, de a nu te lăsa furat de gata, am făcut problema, m-a dus mai departe. Dacă la o problemă de așa putem dezbate o oră întreagă sau dacă chiar mai multe ori, n-are importanță și două ședințe și n-are importanță. Important este să vadă el până unde și împreună să putem ajunge tocmai în adânc, tocmai acolo de unde se poate pleca problema și cum se pot compune la rândul lor alte probleme. Plecând la aceasta. Așadar, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă a fost destul de explicit, dar am să mai insist dacă întrebările vor veni de la voi și încă nu vă e clar ceva, eu mă aștept să veniți voi cu alte variante și alte variante. V-am dat aici două metode. Voi puteți gândi și alte idei. Nu înseamnă, matematica nu înseamnă, mi-e teamă de problemele cele care au soluții unică. Mi-e teamă de ce. Că acolo ori te duci pe ea, ori nu te duci. Este cel mai greu de rezolvat o problemă de ceea care ai soluții unică. De aceea ne-am bucurat aici împreună de problema aceasta, când am văzut două metode, prima și cea de-a doua, un mod de rezolvare independent. Da? Ele au ceva comun. Ce au comun? Descoperirea acestei variante. Cum o descoperim varianta asta? Prin două metode. Prin observații, că renunțăm la 100, că renunțăm ușor la celelalte numere, cum ați văzut, că renunțăm, că luăm obligatoriu pe 100 și pe 1. Chiar așa. Obligatoriu pe 100 și pe 1 când face 131. Celelalte care se adună și fac o observație foarte importantă. Faptul că am 131, deci cine din cele din cele 6 numere, obligatoriu 100 și obligatoriu 1. Deci obligatoriu 100 și obligatoriu 1. Și asta îmi dă curajul să spun două le-am găsit, 131, două le-am găsit și m-am să, din două din acestea. Două din acestea se facă 30, e foarte simplu, 25 și 5. Vedeți? După observațiile făcute. De aceea, nu vă despărțiți de o problemă foarte repede. Iată și a treia metodă acum s-a evit. 131 poate fi acoperit de 100 și de 1, neapărat, iar celălalt se termină în 0, 5 sau 0. Da, 5 sau 0 nu mă mulțumește, că avem nevoie de 131. Deci 1 era obligatoriu, după observația asta. Mă opresc aici. La revedere, dragi și